Curse charter pentru moldovenii care vor să revină acasă. În următoarele două săptămâni vor fi organizate mai multe curse aeriene din orașele europene mari. Listele urmând să fie întocmite de misiunile și consulatele diplomatice din țările unde se află conaționalii noștri. Un mecanism de repatriere care își propune să excludă speculațiile și să evite haosul a fost aprobat de Comisia pentru Situații Excepționale, care va semna și permisele pentru zborurile charter spre Chișinău. În același timp, toți moldovenii reveniți în patrie, dar și străinii care vin în țara noastră în perioada stării de urgență vor fi obligați să-și cumpere asigurarea medicală. Viitoarele liste de pasageri ale cursilor avia să fie organizate cât mai transparent și să nu lăsăm spațiu de speculații, să nu lăsăm posibilități pentru speculații inclusiv din partea unor politicieni care, din păcate, s-au implicat în săptămânile trecute în organizarea acestor curse, aducând haos în acest proces. Astfel, noul mecanism prevede câteva categorii de moldoveni care vor fi aduși acasă în mod prioritar. În topul listei, în capul listei, să avem studenți, să avem copii minori, să avem mamele cu copii, să avem persoanele care suferă de probleme de sănătate, să avem persoane care și-au pierdut munca și nu mai au mijloace financiare ca să revină acasă. Olegțule a accentuat că listele vor fi întocmite, organizat și dozat, iar într-un final acasă vor ajunge toți doritorii. Ne dorim ca cetățenii care vin în Republica Moldova să vină în siguranță acasă în număr cât mai mulți, dar înțelegem că acest lucru trebuie să-l facem organizat, dosat, repet, ca să nu punem presiune pe sistemul medical din Republica Moldova. Potrivit ministrului de externe, pentru următoarele două săptămâni au fost deja stabilite direcțiile europene de unde vor fi repatriați cetățenii Republicii Moldova. Ne dorim să organizăm noi curse charter cu prioritate din Londra, Dublin, Madrid, Frankfurt, Bruxelles, Varșovia, Lisabona, Londra, Milano, Paris, Moscova, Roma, Amsterdam, Praga. Acestea sunt propunerile și viziunea Ministerului de Externe cum ar trebui să fie organizate rutele charter în următoarele două săptămâni. Mai mult, instituția diplomatică din țara noastră este în discuții permanente cu autoritățile țărilor care își repatriază cetățenii din regiuni îndepărtate, astfel încât la bordul navelor lor să fie luați și moldovenii blocați în aceste zone. În baza acestui procedeu, mâine în țară urmează să fie aduși 8 moldoveni din Dubai. În același timp și companiilor aeriene care vor asigura curse charter le-au fost impuse reguli stricte. Să publice transparent, public, informația despre costul și condițiile de călătorie, să coordoneze cu Casa Națională de Asigurări în Medicină statutul de asigurat medical al persoanei incluse în listă și să se asigure că acești cetățeni fixați în lista prioritară furnizată de misiune să fie incluși în lista de pasageri a zborului operat de către ei. Statutul de persoană asigurată va fi obligatorie pentru toți cetățenii Republicii Moldova care vor intra în țară în perioada stării de urgență. Prevederea se conține într-o nouă dispoziție emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Astfel, persoanele care vor intra în Moldova vor completa și semna o declarație pe propria răspundere privind obligația achitării în termen de 72 de ore a primei de asigurare medicală pentru anul 2020. Asigurarea va fi obligatorie și pentru străinii cu permis de ședere pe teritoriul țării care vor intra în Republica Moldova în perioada 1 aprilie-15 mai.